Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Așa intri în a doua rețea de proxenetism. M-a dus într-un club unde atunci când am intrat acolo am văzut doar în filme. Trebuia să prestez într-un anumit fel. Știam ce se va întâmpla cu mine și începeam să beau ca să pot să-mi anesteziez toate durerile și mă lăsam în mâinile bărbaților respectiv. Țineam mâinile încordate și nu puteam să mai dau drumul la mână ca și să pot să am încredere în cineva. Elena, ce fel de oameni veneau în acel bordel? Erau oameni care nu valorificau o femeie. Erau oameni care nu aveau ei o identitate. Lumea ei s-a dărâmat la 14 ani după ce a trecut printr-un viol. La 16 ani a fost traficată pentru prima oară. Totul a început cu vorbe dulci, promisiunea unei vieți ideale și multă protecție. Când am intrat în cluburile din afară și am văzut ce e acolo, exact ca în filme, am văzut felul în care trebuie să prestez și eu. Trebuia să beau și să port tocuri de 20 de centimetri. Ei se bucurau de mine în timp ce eu plângeam. Psihicul meu era la pământ. Bună seara, sunt Antonia Fudulu și vă invit să descoperim împreună o nouă poveste de film. Cu adevărat, viața bate filmul. Dragii mei, în această seară vă invit să descoperim împreună povestea unei tinere care la doar 16 ani a intrat în mai multe rețele de proxenetism, în timp ce ea credea că acei bărbați de fapt o protejează. Bună seara, Elena! Bună seara! Mă bucur că ești aici! Mă bucur și eu să am oportunitatea să pot să spun cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Îți mulțumesc pentru asta. Elena, pentru început vreau să te întreb scurt dacă crezi că povestea ta poate fi un mare semnal de alarmă pentru tinerele care mai cred încă în zâmbete străine și în gesturi tandre venite din partea unor bărbați care de fapt folosesc aceste zâmbete și gesturi ca un paravan pentru atâtea vieți distruse. Da, este o mare alertă pentru că generația din ziua de astăzi tinerele de fapt chiar se ocupă cu asta și stau ascunse și este o mare alertă pentru riscurile care pot apărea din cauza proxeneților care ajunge să le manipuleze și chiar ele să ajungă la mare depresie din cauza asta. Ok, și pentru că povestea este destul de complexă. Menționez că tu te-ai născut undeva lângă Ploiești, într-o familie cu 16 copii sau 13? Cu 13 copii. Cu 13 copii, wow! Ce ți s-a întâmplat, Elena, la 14 ani? La 14 ani m-am confruntat cu un abuz sexual. Eram la școală și când mă întorceam, pe ruta de transport a dat de un tip care s-a băgat cu mine în seamă, făcea asta de mai multe ori, părea că e un gentleman, vrea să mă atragă. Am schimbat numerele de telefon și am ținut legătura până m-a invitat la el acasă ca să-l ajut să facă curățenie după un party pe care l-a avusese cu o seară înainte și am spus ok, mă duc. Și m-am dus acolo și acolo s-a întâmplat să mă bage într-o cameră unde m-am prins. Și mi-a pus una la gură și a profitat de mine. De acolo începe cumva... De acolo ți s-a dărâmat lumea, erai doar un copil. La 14 ani nu știai ce ți s-a întâmplat. Tu ai realizat asta în timp, deși sufletul tău era distrus. Nu știai, de fapt, ce ți se întâmplă. Și mi-ai spus că tatăl tău era ca un polițist. Și acum, astăzi, gândindu-te astăzi, după tot ce ai trăit în această viață, crezi că tatăl tău a fost așa pentru binele vostru, având și atâția copii de... Da, sunt foarte sigură că a fost grija lui mare care a avut-o pentru noi, a fost din cauza iubirii pe care ne-o purta fiecare în parte și n-a știut cum să ne fie mai bine, n-a știut să gestioneze pentru fiecare în parte, relația cu fiecare în parte și grija lui a fost foarte strictă pentru noi. De ce ai ales să nu le spui părinților de violul prin care ai trecut la 14 ani? În primul rând, nu știam ce înseamnă un viol. Nu știam ce înseamnă o violență pe partea asta sexuală, să îmi pună mâna la gură, habar nu aveam ce înseamnă și simțeam că e ceva ce nu e normal. Uh-huh. Și credeam că dacă o să spun, credeam că eu sunt cea vinovată. Și mi-a fost teamă că mă va vedea vinovată.
părinții mă vor vedea vinovată, da. Uh-huh. Tristețea asta din sufletul tău te face să vrei să evadezi din sânul familiei, nu? Și astfel se face că ai avut 10 tentative de a fugi de acasă. Cum ai reușit în cele din urmă să fugi pentru că asta s-a întâmplat? S-a întâmplat să mă duc la prieteni, la anturajele în care intrasem. Ei nu puteau să mă țină. Plecam, frații mei mă găseau, mă aduceau acasă pentru că țineam legătura cu ei. Îmi spuneau să-mi dea bani, vreau să mă atragă ca să poate să mă găsească. Și s-a întâmplat să vin, plecam iar seara, s-a întâmplat să spun că mă duc la școală și nu mă duceam la școală, plecam iar la ei. Și asta a durat un timp până când am plecat a 10-a oară și nu m-am mai întors. Povestește-ne, Elena, cum i-ai cunoscut pe primii proxeneți? Am plecat de acasă ultima oară, a 10-a oară, și m-am dus în locurile unde știam că întâlnesc prietenii din anturajele în care intrasem. Uh-huh. Și acolo am dat de un tip care nu-l cunoșteam și mi-a spus că ar fi vrut să mă ajute el. Eu, din disperare, pentru că nu aveam o locuință, i-am spus prin ce trec, că vreau să am nevoie de un loc, vreau să dorm undeva, și el a spus, ok, te pot ajuta eu. Și m-a dus într-o curte unde erau două case. Într-una din ele era un om care proteja curtea, era unchiul lui, și în cealaltă casă era un refugiat din Franța, care avea dosare în Franța din cauza drogurilor și stătea acolo și se droga. Acolo eu am fost sechestrată pentru câteva luni bune. Când ți-ai dat seama că ești sechestrată? Pentru că, dacă bine știu, la început acești bărbați îți promiteau o viață ideală alături de ei și... Pentru că tu căutai protecție, de fapt asta căutai, de asta ai și evadat din familie, părinții neștiind prin ce ai trecut, simțeai nevoia să fii înțeleasă de cineva. Ce-ți promiteau și când ți-ai dat seama, când ai realizat că tu de fapt ești într-un pericol? La început mi-au spus că n-o să-mi lipsească mâncare, n-o să-mi lipsească locuința, pot să stau acolo cât vreau, mă luau uneori la petreceri, părea că nu am niciun stres, că nu am nicio grijă, că nu trebuie să am nicio grijă, dar mi-am dat seama că nu este regulă atunci când au început să-mi aducă mâncare la prag și să-mi spună că nu mă lasă să... nu am voie să ies din casă, fără el. Atunci mi-am dat seama că ceva este în regulă. Uh-huh. Și mă întrebam ce se întâmplă cu mine, de ce nu pot să ies, pentru că am nevoie și de libertate. Dar ei atunci mi-au furat libertatea, da. Mai spuneai, de fapt, adineori, că obișnuiau să te scoată în cluburi îmbrăcată extravagant. Ce le spuneau prietenii când te vedeau? Le spuneau, mamă, ce frumoasă e, o să faci casă cu ea. Uh-huh. Și eu credeam că el o să fie cu mine și o să mă protejeze. Nu aveam nici habar că ei ce o să profite, urma? Da. O să profite de mine și o să ajung foarte, foarte... Te-ai atașat de acest bărbat pentru că ai spus așa, îmi aduceam, eu credeam că vrea să se căsătorească cu mine, simțeam nevoia să fiu iubită și protejată, cum erau și surorile mele, și nu a fost deloc așa. Este adevărat, Elena, că te-au dus în Italia? Da, m-au dus în Italia. Cum s-a întâmplat asta și ce ți-au explicat atunci când te-au dus acolo? În primul rând mi-au spus să mă duc cu ei să vizităm o țară străină. Și nu am avut habar ce se va întâmpla. Ei știau că nu am actele și a făcut rost de un buletin cu o tipă care semăna foarte bine cu mine și m-a pus să învăț datele ei ca eu să trec în țara respectivă. Au dat mare petrecere când au găsit buletinul respectiv. Iar după asta s-a dus să-mi cumpere machiaje ca să mă macheze. Am o aluniță pe care le-a fost foarte greu să o acopere și încercau ca machiajul meu să se iasă cât mai profesionist ca eu să semăn cu fata din buletinul respectiv. Și m-au trecut într-o țară străină pe un autocar și cu acel drogat lângă mine ca nu cumva să fug. Da. Știai că ești deja traficată? Știam că 50% știam că nu este bine, e ceva neregulă, nu știam rădăcina, nu știam motivul, nu știam
nu puteam să percep ce se întâmplă, dar și știam că va urma ceva ce va fi greu pentru mine și vreau să scap, dar nu aveam un mod de scăpare, pentru că eu, din locul respectiv unde am fost sechestrată, am încercat să fug. Dar ei m-au găsit, m-au adus acasă și m-au bătut. Mi-au spart un telefon în cap și am umplut un prosop de sânge. Și continuau să mă manipuleze prin frică, prin teamă că ei mă vor agresa. În tot acest timp, părinții tăi nu știau nimic de tine, nu? Am reușit să iau telefonul băiatul respectiv care mă proteja, care mai mult mă proteja. Mă ținea captivă, am reușit să iau telefonul și am încercat să-l sun pe tata și el m-a întrebat dacă sunt bine și unde sunt. Și nu puteam să spun unde sunt pentru că el era lângă mine. Și încercam să-l liniștesc, spunând doar că sunt bine, dar nu puteam să-i dau niciun detaliu. Și el, după, când am ajuns după ani buni să putem să ne deschidem amândoi și relația tată-fică a devenit mai bună, mi-a spus ce a simțit la momentul ăla și a știut că nu sunt bine. Și atunci au început căutările. M-au dat dispărută și au început căutările. După ani, asta înseamnă că abia de acum începe povestea ta. Ajungi în Italia. Cum arată o zi în Italia? Ce s-a întâmplat acolo? O zi în Italia arată astfel. Dimineața mă trezeam, mergeam să bem cafea împreună. Ei acolo m-au cazat într-un apartament separat de unde s-au cazat ei, pentru că le era teamă că o să vină garda și o să-i găsească, fiindcă aveau planurile foarte bine stabilite. Mergeam la cafea cu ei, după care mi-aduc aminte că era o tipă necunoscută și mi-a spus că o să stau cu ea. Eu o să stau cu ea. Nu mi-a zis la stradă, nu mi-a dat niciun detaliu. Au zis doar să mă pregătesc, că voi pleca cu ea. M-am dus acasă, m-am pregătit și am plecat cu ea. Și acolo eu nu știam ce înseamnă să te protejezi, nu știam ce înseamnă sexualitate, nu știam absolut nimic. Și atunci mi-am dat seama că este prostituție. Atunci mi-am dat seama că este vorba despre prostituție. Nu mai aveai de ales și ai continuat să faci asta. Da. Am continuat să fac asta câteva zile, dar nu puteam să aduc sumele care mi le cerea și am început să mă tai pe mâini și să găsesc motive pentru a scăpa, pentru a le spune că nu pot să fac banii respectiv care mi cereau. Ok. Nu durează foarte mult această etapă. Urmează să vină un bărbat la tine, pe stradă fiind? Da. Care te duce la el acasă? Da. Ce a urmat? El mi-a spus că nu trebuie să încerc să vorbesc cu altă limbă străină. Mi-a dat seama că este român. Eu când am observat că este român, am început să-i spun în disperare ce se întâmplă cu mine. Și el a fost șocat când a auzit că am fost transportat într-o altă țară străină, gen în Italia. A fost cu adevărat șocat sau juca un rol? Foarte bună întrebare, pentru că eu credeam atunci că el vrea să îmi dea siguranță și să mă ajute, dar avea la fel planurile foarte bine stabilite, pentru că părea că este adevărat atitudinea lui față de mine. Uh-huh. Faptul că ar fi vrut să mă protejeze și că e speriat pe baza ceea ce mi se întâmplase. De ce te-a pus să-ți suni tatăl? M-a pus să sun tatăl pentru că în perioada aceea tatălui murise. Și eu i-am spus că nu vreau să mai am contact cu ei pentru că deja trăiam în condamnare și în vinovăție și știam ce se întâmplase cu mine și eram foarte convinsă de faptul că le voi îngreuna viața lor cu detaliile astea și n-am vrut să mai am niciun contact cu ei și el a empatizat cu mine în momentul respectiv și mi-a spus să sunt tatăl, să spun măcar că sunt bine și că sunt în viață. Deși proxenet, totuși suferea și el. Cred că a contat faptul că și-a pierdut tatăl și atunci a empatizat puțin cu tine. Da. Cum se comporta la început? La început era un om normal cu mine. El muncea în Italia. Și
Îmi dădea mesaje când pleca și mă întreba dacă sunt bine, dacă am nevoie de ceva. Îmi spunea că frigiderul este plin de mâncare, că pot să-mi iau de acolo tot ce am nevoie. Părea că chiar are grijă de mine în prima etapă. Dar după a început să-mi spună situația lui cu soția lui, să-mi spună că nu sunt bine, să-mi spună că sunt foarte frumoasă, să-mi spună că ar fi vrut să aibă o relație cu mine, să mă roage să dorm lângă el, și a spus că are nevoie de foarte mulți bani pentru a-și întreține copilul acasă. Și pentru asta a spus să mergem să-i cunosc familia. Am stat câteva luni până când el a strâns o sumă ca să poată să se întoarcă și m-a dus să-i cunosc familia. Da, el și avea acolo... o soție și un copil. Da, exact. Și ai spus că a fost foarte agresiv cu soția lui față de tine. Da. Când am ajuns în România, m-a dus la un apartament unde era cu două camere. În apartamentul respectiv stătea soția lui cu copilul într-o cameră și eu trebuia să stau cu el în cealaltă cameră. Și soția lui nu mai putea să vadă lucrul ăsta, nici eu nu puteam să suport. Și el nu vrea să mă piardă și a început să fie foarte agresiv cu ea, să o bat de față cu mine și de față cu copilul lui. Foarte agresiv, încât nu părea că regretă nimic din atitudinea lui față de ea. Și asta pe mine m-a speriat. Îmi dau seama, mi-ai spus așa. Bărbatul acesta mi-a învățat punctele slabe, știa că îmi doresc iubire și protecție, stabilitate și s-a folosit de asta. A început să-ți promită o serie de lucruri prin care încerca să te țină lângă el, pentru că știa ce-ți dorești, ce exact îți promitea și cum devine situația, pentru că mi-ai spus că te-a rugat să te prostituezi ca să vă puteți permite niște lucruri. Da, era, cum am spus, că el nu vrea să mă piardă. Eram o fată inocentă, eram o fată frumoasă la vârsta respectivă. Și acum ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Și știa că o să aibă câștig de pe urma mea, din prostituție. Și s-a sacrificat el pentru câteva luni ca să se ducă să muncească, pentru că îmi spunea că vrea să trăiască lângă mine liniștit, îmi spunea că vrea să avem lucrurile materiale pentru o familie cu copii care poate să-și o întrețină, și s-a dus să muncească și prin asta vrea să-mi câștige încrederea, ca eu să pot să am încredere în el și să-l ascult când îmi propune cât o chestie, cât o idee de-a lui. Pentru că aveam foarte multe blocaje emoționale și vrea oarecum să capăt încredere. Știa că nu am încredere. Așa intri în a doua rețea de proxenetism. Ce urmează, Elena? Urmează să te trimită din nou în străinătate? Da. Fratele lui trebuia în perioada respectivă să ducă un alt cuplu acolo cu mașina și mi-a spus că eu pot să plec cu ei. Am plecat cu ei acolo și am intrat într-un apartament care avea mai multe paturi unul lângă altul, mai multe saltele, unde mi-a spus că fetele sunt la treabă. Fetele erau pe club, se prostituau și mi-a spus că are încă un apartament jos în blocul respectiv, tot pentru un alt rând de fete. Practic erau niște apartamente destinate fetelor pe care le duceau să se prostitueze. Exact. În ce condiții le țineau pe aceste fete? El încerca să-mi spună mie că totul este în siguranță, că fetele vin acolo din relații, pentru că iubiților sunt de acord cu asta, dar stând acolo și văzând disperarea lor și uneori veneau fete care să-mi spună, am vorbit cu altă persoană și am spus că vreau să plec, vreau să fug, nu vreau să mă mai întorc acasă, și mi-am dat seama că nu e nimic protejat, pentru că ei spărgeau telefoanele la săptămână și vorbeau codificat prin mesaje, ca nu cumva poliția, gărzile să-și dea seama de tot ceea ce ei au în plan. Elena, ce era în mintea ta și în sufletul tău
Hai să te întreb altfel. Uh-huh. Erai îndrăgostită de acest bărbat? Nu eram îndrăgostită. Era doar, tângeam după siguranță. Tângeam după cineva care să fie lângă mine. Pentru că la vârsta de 14 ani, când m-am confruntat cu acest abuz sexual, duhul meu a fost zdrobit și atunci mi-am spus că toate principiile pe care le aveam acasă și valorile mele nu sunt adevărate. Și am intrat într-o captivitate a minții mele în care mi-am spus că femeia nu are valoare și am început să cred că a fi cineva în viață trebuie să fii cineva puternic, trebuie să fii cineva care face anumite lucruri pe care alții nu le-ar putea face ca să poți să ai o imagine puternică tu. Și atunci mi-am dat seama că o să dau numai de greu, dar eu să găsesc tehnici de supraviețuire să pot să îndur asta de zi cu zi. Astea erau gândurile mele în perioada respectivă. Te-ai emoționat. Da, și faptul că era o durere pe care credeam că nimeni niciodată nu o să înțeleagă, fiindcă din cauza depresiei și acestei atmosfere apăsătoare în care eram zi de zi și trebuia să fac lucrurile respective, să mă trezesc, să mă machez și să ajung alții să profite de mine, credeam că toată durerea asta și toată rutina asta normală, nimeni nu o să înțeleagă vreodată și ajunsesem să intru într-o depresie foarte puternică în care îmi țineam mâinile încordate și nu puteam să mai dau drumul la mână ca și să pot să am încredere în cineva și am crezut că tot timpul femeia o să fie, nu o să aibă valoare și o să fie devalorificată de soții cu care o femeie ar intra într-o relație sănătoasă. Eu nu credeam că o să fie niciodată o femeie o să aibă o relație sănătoasă cu un băiat. Și asta este, cred că, durerea pe care am încercat să o înțeleg cu de-a timpul pe care am avut atunci. Dumnezeu a intervenit în asta și m-a făcut să înțeleg că durerea asta poate sună paradoxal, dar durerea asta mă ajută să empatizez cu fetele care trec prin ceea ce eu am trecut. Și poate, pe de o parte sună dureros, dar pe de o altă parte e un dar care mi s-a dat. Ok. Da. Vom vorbi puțin mai târziu despre ce faci astăzi. Durerea aceasta te face să nu-ți vezi valoarea și accepți să îți vinzi corpul pentru a contribui la întreținerea acestor rețele de proxenetism, de fapt. Tu întrețineai niște călăi, niște oameni care exact cu asta se ocupau. Ce urmează? Unde te-au dus? Într-un club? Unde prestai, de fapt? M-au dus într-un club unde, atunci când am intrat acolo, am văzut doar în filme. Trebuia să prestez într-un anumit fel. Trebuia să nu ai numele tău, identitatea ta, până am ajuns să mi se ia chiar numele, să am un alt nume acolo. Și atunci, cum spuneam de durere, atunci mi s-a furat și identitatea mea. Și trebuia să fac lucrurile astea zilnic. Să, cum am spus, să mă trezesc, să mă duc sus, uneori mă duceam sus plângând. Alteori știam ce se va întâmpla cu mine și începeam să beau ca să pot să-mi anesteziez toate durerile. Și mă lăsam în mâinile bărbaților respectiv, doar pentru că trebuia să mă întorc înapoi cu o sumă pe care băiatul cu care eram într-o relație îmi spunea să mă întorc. Elena, ai încercat vreodată să nu te supui lor, de fapt? Să spui, astăzi nu vreau să mă duc, nu vreau, nu mai pot, nu mai vreau să fac asta? Am încercat să fac asta. Și mi-amintesc că a fost o zi în care m-am trezit și am spus că nu mă simt bine și că am nevoie de o pauză și el atunci mi-a spus, ok, pastile, mergem să vedem ce ți se întâmplă, să mi se dea pastile și să pot să mă întorc înapoi. Dar el
mi-a spus asta, că va urma să facem așa, dar nu mi-a înțeles pe moment durerea. Și eu o țineam pe mea că nu vreau să mă duc și el atunci mi-a dat o palmă și mi-a spus de ce nu vrei să te duci, ai alte conversații cu alți bărbați. Era teamă că eu intru în anumite relații și încerc să fug. Și el vroia tot timpul să aibă în control rutina mea de acolo, să știu ce să știe ce fac și nu cumva să scape vreun detaliu. Ok, dar există astfel de situații în astfel de cluburi? Încearcă fetele să evadeze prin clienții lor? Da, încearcă. Pentru că asta am încercat și eu. Ai încercat? Da, asta am încercat și eu. Cum s-a întâmplat? Ce ai încercat să faci? Am încercat să le spun situația în care sunt, dar mulți nu dădeau sens la ceea ce spuneam, pentru că credeau că sunt minciuni doar să profit de ei. Dar într-un timp am dat de o persoană care a fost foarte liniștită când îi spuneam, asculta orice detaliu și m-am simțit înțeleasă. Și el a crezut în mine pentru că nu mă vedea ca pe o fată care făceam serviciul respectiv, ci mă vedea ca pe o fată care caută, ca pe o victimă care caută în disperare ajutorul. Da, și am reușit, m-am îndrăgostit de el în perioada respectivă și am plecat din locul unde eram. Cu acest bărbat? Am plecat într-un apartament unde el continua să vină la mine zilnic. Dar într-un final nu te-a ajutat? Nu m-a ajutat, pentru că el, eu mă îndrăgostisem de el, el îmi promitea că eu voi fi al lui, că el mă va ajuta, că noi o să avem o relație sănătoasă, ceea ce mi-am dorit de mult timp și nu am găsit. Am început să mă atașez foarte puternic de el și să intru într-o relație foarte toxică, manipulatoare, pentru că eram atunci în depresie și eram foarte vulnerabilă și naivă și eram pe pastile și tângeam zilnic să vină, să stea cu mine, ceea ce nu s-a întâmplat, și luam pastile și așteptam să vină a doua zi și trăiam doar într-o iluzie ireală. În tot acest timp în care te întâlneai cu acest bărbat, primul bărbat proxenet te mai căuta? Da, m-a căutat. Deținea controlul asupra ta încă? Da, m-a căutat, mi-a spus că o să vină în țara respectivă și că o să mă găsească. Îmi spunea că el are cheile de la apartament și nu cumva să trec pe acolo, că el sigur va da de mine și atunci nu voi scăpa. Îmi spunea că o să se ducă la ei mei acasă și că o să le spună ce fac eu. M-a amenințat foarte mult. Uneori mă suna și îmi tușea în telefon și dintr-o dată parcă îi scăpa telefonul din mână, erau niște tehnici de ale lui ca eu să fiu încă controlată emoțional și să-mi spună că devia, abera și să-mi spună că el va fi foarte rău, gen toată, amenințări subtile, da, ca eu să mă întorc la el, ca eu să am grijă pentru el și prin asta, prin grija asta, ca el să mă atragă și să poate să dea ochii în ochi cu mine atunci. Elena, ce fel de oameni veneau în acel bordel? Erau oameni care nu valorificau o femeie. Pentru că erau foarte mulți oameni, foarte mulți bărbați care erau căsătoriți. Erau oameni care nu aveau ei o identitate. Erau oameni slabi. Erau oameni fără să știe că ei pot avea controlul într-o relație, pot avea o relație sănătoasă, erau oameni care tângeau după nevoile lor, erau un refugiu al sexualității pe care să-l folosească doar pentru a satisface nevoile. Erau oameni foarte slabi. Ce descriere bună! Sunt atât de multe de spus. Care a fost cea mai grea perioadă pentru tine în acel bordel? Dacă ți-amintești, o etapă foarte, foarte grea în care simțeai că nu mai ai scăpare. O etapă foarte grea a fost atunci când a trebuit să fac lucrul respectiv și nu puteam să vorbesc, să intru într-un subiect cu o persoană și deviam. Și când mi-am dat seama că sunt într-un loc nepotrivit pentru mine, deviam și de la subiect, mi-am dat seama că el vede că eu nu sunt în regulă și încerca să-mi dea băutură să pot să-mi revin. Mergeam cu persoana respectivă și plângeam. Plângeam și deviam și încercam să
să ies din acel blocaj și să pot să găsesc un număr pe care să plâng. Și mi-am spus chiar mie, eu fac asta aici, adică eu încerc să găsesc un număr și pe cineva de încredere în locul ăsta, atunci mi-am dat seama că nu mai am nicio altă opțiune pentru am ridicat din nou mai puternică. Ăsta a fost momentul cel mai dureros pentru mine. Așa ai și spus, am ajuns să beau foarte mult ca să-ți amorțești durerea. De multe ori urcam acolo plângând. Reamintim sau tu să ne confirmi dacă încă erai minoră? Trecusem peste 18 ani. Ok. Totuși erai foarte, foarte tânără. În acel timp, în acea perioadă, dezvolți mai multe dependențe? Da. În perioada respectivă, cum am spus că mă întorceam acasă periodic la bărbatul respectiv cu care am fost 7 ani de zile, acel proxenet, el începuse să fie foarte abuziv fizic cu mine și mi s-a întâmplat să mă confrunt cu un atac de panică foarte puternică încât nu puteam să mai... Mi-era frică și de lumină și a trebuit să mă duc urgent să vorbesc cu un psihiatru și mi-a dat un tratament cu... Trebuia să iau 9 pastile pe zi, 3 dimineața, 3 după masă și 3 seara, ca eu să pot să-mi revin. Și asta asta m-a făcut pe mine să pot să cred că am ajuns chiar teleghidată. În tot acest timp erai nevoită să continui să te prostituezi? Da, pentru că el îmi spunea că va fi lângă mine și că acele pastile mă vor ajuta. Îmi spunea, lasă că tu știi ce faci, că tu ești deșteaptă, că pe tine te duce capul, că tu ești inteligentă și tu știi cum să manipulezi, tu știi cum să faci bani cât mai repede ca să vii cât mai repede acasă. Și mă împingea de la spate să pot să mă întorc înapoi. Și acolo, cum am dezvoltat mai multe dependențe, a fost... pastilele pe care le-am început să le iau, le combinam cu alcoolul, nu știam riscul care putea apărea și atunci am început și să mă droghez și toate la un loc. Atunci am început să devin non-funcțională psihic. Nu puteam să mai am o conversație coerentă. Nu mai voiam să fac asta. Trebuia să mă las în mâinile lor, să facă ce vor cu mine, să mă umilească. De multe ori făceam ce făceam și plângeam. Ei se bucurau de mine în timp ce eu plângeam. Psihicul meu era terminat. Și acum vreau să te întreb, să ne spui cât a durat acest calvar în total. În acest calvar de depresie a fost un proces, o alunecare din ce în ce mai profundă, într-un gol al emoțiilor mele și a durat 7 ani de zile. Incredibil. În care pentru că eu nu am lucrat niciodată normal, nu am știut ce înseamnă valoare a unei persoane, nu am știut ce înseamnă încredere de sine sau stimă de sine și credeam că dacă eu n-o să pot să-mi țin acea imagine de fată puternică care să se întrețină, credeam că n-o să am altă opțiune în viață, ceea ce acum stau și realizez și îmi spun că e foarte anormal să poți gândi așa. Deci psihicul meu era foarte terminat. Eram chiar distrusă psihic. Mi s-a spus chiar că am fost într-un preinfarct spiritual în perioada respectivă. Și astfel ajungi să devii dependentă de bărbați toxici, care doar profitau de tine. Tu, sperând în continuare că poate la un moment dat vei primi ceea ce ai cea mai mare nevoie, și anume afecțiune, protecție. Nu s-a întâmplat asta. Cum am spus, că am dat de un bărbat acolo care... era foarte liniștit când îi spuneam, nu mă întrerupea când îi spuneam ce s-a întâmplat cu mine. Dădea foarte multă atenție la asta și am simțit că am simțit ceva diferit. Am simțit că cineva chiar mă poate înțelege și am ajuns să mă îndrăgostesc de el, dar el era căsătorit. Și atunci am plecat de acolo și el, cum am spus, îmi promitea că o să fie bărbatul vieții mele, că o să putem să stăm împreună, că o să putem să mergem în România, ca el să-l cunoască, ca părinții mei să-l cunoască pe el. Și îmi doream tare lucrul acesta. S-a întâmplat asta? Nu s-a întâmplat.
Doar că s-a întâmplat să vină în România când eu am intrat într-un centru de reabilitare și a venit în România după un an de zile și în perioada aceea, faptul că am luat din nou legătura cu el, am recăzut. Ok. El a fost cauza. Da, recăderii mele din primul program. Vorbim despre un centru din Câmpina, da, unde ai ajuns în prima fază. Ai decăzut. Ce a urmat? Cei de acolo mi-au dat șansa să mă întorc. După o lună de zile, mi-a spus ca telefonul meu să stea la părinți. Eu m-am întors acasă. Băiatul respectiv plecase, a stat cu mine câteva zile, plecase. Și atunci eu mi-am spus, ok, dacă am făcut asta, deja sunt în ea. Deci ce rămâne doar să continui. Pentru că relația dintre mine și băiatul respectiv nu era deloc vindecată și tângeam să pot să stau cu el. Încă credeam în ceea ce îmi spunea, pentru că el a venit la mine încă să-mi promită că eu pot fi, încă mai am șansa să pot să fiu cu el, chiar dacă a durat un an de zile în care noi doi nu am vorbit. Uh-huh. Și am plecat în țara respectivă de unde era el. Acolo am început să beau din nou alcool, am început să merg din nou în cluburi, petreceri. După care am început să prinsesem un pic din relația cu Dumnezeu și parcă îl vroiam pe el în asta, să afle de lucrul ăsta, cât de bun e Dumnezeu, dar nu un om schimbă un alt om, ci Dumnezeu schimbă un alt om. Și eu atunci la nivelul spiritual credeam că dacă îl iert de 7 ori, de 70 de ori câte 7 va fi bine și că Dumnezeu va vedea lucrul ăsta, dar la nivel spiritual nu era bine, pentru că eram foarte distrusă emoțional și chiar spiritual și iertam zilnic ceea ce el îmi făcea, crezând că el va vedea bunătatea din mine. Ce ți făcea? Venea, îmi spunea, înainte să vină, îmi spunea, pregătește că ieșim. Ieșeam cu el, mâncam împreună și vedeam că grija lui pentru mine e ca eu să mănânc era și credeam că el chiar vrea ca eu să-mi revin. Ceea ce am crezut foarte puternic în asta, pentru că el mi-a spus ca eu să mă duc să pot să bag niște CV-uri la un job normal și mă încuraja ca eu să pot să fac asta, pentru că mă vede foarte capabilă, cum am spus că el nu mă vedea ca pe o fată care face serviciul respectiv. Și am făcut asta, mi-am băgat CV-ul la câteva joburi unde am fost și chemată, dar faptul că el nu stătea cu mine, doar îmi promitea, aveam nevoie foarte mare de protecție, de siguranță, aveam nevoie de cineva care să fie lângă mine. Ăsta a fost cel mai distrugător moment, că nu puteam să am pe cineva și trăiam în depresie zilnic, mm-hmm, să aprofunda depresia mea. Și atunci știu că a fost perioada cu COVID și a trebuit ca să se închidă granițele și credeam că se va închide și locul de muncă unde am fost chemată și eram depresivă și a trebuit să mă întorc în România. Și m-am întors în România atunci. Te-ai întors în România acasă la părinți? Da, m-am întors în România acasă la părinți. Tu nu ai păstrat legătura aproape deloc cu ei în 7 ani? Sau? Am păstrat legătura cu ei, numai că eu duceam o viață duplicitară din cauza clanului de proxeneți în care intrasem, pentru că eram foarte mult manipulată, cum am spus, și ca eu să am teamă să nu cumva să le spun lor ceea ce mi se întâmpla. De multe ori când ajungeam acasă la o perioadă de 6 luni sau 7 luni, tata se punea în ușa casei ca eu să nu plec, pentru că mă vedea că plâng și că vedea că îmi doresc să stau cu ei. Și eu spuneam, tată, nu înțelegi, dă-te la o parte, vreau să plec, nu înțelegi, nu înțelegi. Pentru că eram foarte, eram distrusă, eram un om care credea că nu mai există șanse de reparare în relația mea cu el. Și mi-era teamă că o să-i îngreunez și lui viața. Și când, pentru că el s-a îmbolnăvit în perioada aceea de inimă și mă gândeam că dacă știe detaliile astea, o să, mi-era frică că o să facă vreun preinfar sau o să fie foarte greu. Și mă ascundeam și plecam forțat, pentru că eu nu doream să plec de acasă. Și atunci ei știau greul prin care eu trec. Știau că nu sunt bine, dar nu știau exact ce se întâmplă cu mine. Mai ales din depresia pe care o aveam, nu puteam să mă descarc, să le spun, pentru că mă gândeam că dacă ei văd că eu sunt chiar atât de rău, asta mi-aprofundează mie emoțiile, depresia,
fiindcă am avut chiar și gânduri de sinucidere, pentru că tata a ajuns să se închine în fața mea când eu am spus că nu vreau să mă duc la nunta surorii mele în perioada respectivă. Și de multe ori spuneam că vreau să ies cu ei în oraș și imediat la minut mă deveneam indecisă și vreau să stau în casă și era ceva normal pentru ei. Nu puteau să înțeleagă și credeau că eu aduc certuri în familie, de ce fac asta, de ce nu vreau să ies cu ei, de ce nu... Pentru că ei încercau să mă scoată din starea pe care dar o aveam. Dar ei de fapt nu știau nimic. Nu știau nimic. Ce ai trăit tu și ce trăiai. Cum au aflat, pentru că au aflat la un moment dat și despre violul de la 14 ani, dar cred că au aflat și bineînțeles că dacă n-au aflat, vor afla acum, prin ce ai trecut în străinătate. Mai mulți frați și surori de-ai mei au aflat, înainte să afle ei ce mi se întâmplă, și m-au încurajat ca eu să spun părinților, când ajung acasă să pot să mă descarc, să pot să le spun tot greu prin care am trecut. Și mi-am spus, ok, dacă eu nu puteam să-i mai văd ca pe niște părinți, vedeam ca pe niște oameni care mă înțeleg, care mă doresc acasă, niște oameni care au o iubire pe care nu puteam să o înțeleg. Și am zis, ok, dacă eu ajung să le spun lor, asta sigur nu mă vor judeca, sigur nu mă vor da afară, sigur o să mă îmbrățișeze și o să plângă cu mine dacă va fi nevoie. Și asta mi-a dat putere, pentru că frații mei m-au încurajat ca eu să spun. Și atunci le-am spus și când au aflat, pentru tata a fost un șoc, încât a spus că dacă îl va prinde pe tipul respectiv, el va ajunge la agresiuni foarte anormale. Și mi-era frică de asta când l-am văzut cât de disperat era. Și am spus, nu, nu o să ajungem să facem rău. Și el și-a dat seama, după perioada, după șocul în care a fost, că nu este bine să luăm asemenea decizii. Este un părinte. Este un părinte, iar da. Un părinte rănit ajunge reacționează. Exact. Cum ești astăzi, Naomi? Astăzi sunt împăcată. În primul rând, eu cu mine... Pentru că am trăit într-o condamnare foarte puternică, în care îmi spuneam că realitate și anormalitate pentru mine nu mai contează, nu are sens. Ca eu să mă prind de ceva normal în viață. Mă gândeam că nu mai am ceva de care să mă agăț, un principiu sau valoarea femeii. Nu o vedeam. Și astăzi sunt împăcată pentru că am o identitate nouă, chiar o identitate inestimabilă. Am fost acum câteva săptămâni la o conferință unde scria mare pe un panou la intrare valoare inestimabilă și am vorbit acolo și mi-am dat seama că unde sunt chemată și identitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și astăzi pot să spun că sunt împăcată cu mine, sunt împăcată cu relația cu Dumnezeu, pentru că crescând într-o familie de creștini știam că Dumnezeu face minuni și am văzut că pentru mine nu mai face. Credeam că El decide ca eu să fiu rău. Nu-L înțelegeam, nu aveam experiențe profunde cu El. Știam doar că există și ajunsese să fiu foarte răzbunătoare, parcă mă răzbunam pe mine pentru că credeam că El îmi vrea mie răul. Și am o relație cu părinții foarte bună, în care tata a avut foarte multe întrebări de pe urma ceea ce mi s-a întâmplat, încât a spus că mi le va spune la momentul potrivit și am ajuns să vorbesc cu el. A spus că singur și-a găsit răspunsurile, fără ca eu să trebuiască să-i le dau. Relația cu mama, tot timpul sun și spun frumoasa mea și o complimentez, pentru că mă simt ca un bebeluș în care a văzut-o pe mama și nu poate să mai despartă de mama. Și tu, de fapt, acum îți trăiești copilăria. Exact, exact. La 29 de ani. Exact. Elena, unde crezi că ai greșit tu? Sau dacă îți reproșezi ceva, ce ai fi putut face diferit ca să nu ajungi unde ai ajuns? Și aici să intre și un sfat pentru tinerele naive de azi, care, din păcate, își distrug viețile. Cred că vulnerabilitatea față de părinții mei. Acolo am greșit. Pentru că un părinte nu cred că este un polițist pentru copilul lui. Nu cred că este o persoană care îi vrea rău. Nu cred.
Și chiar dacă sunt anumiți factori sau anumite familii care sunt care nu sunt sănătoase, totuși părintele își păstrează inima pentru copilul lui și cred că cel mai bun sfat e ca atunci când simți că ceva se întâmplă cu tine și ceva în interiorul tău, în subconștientul tău, ceva normal, cum am confruntat abuzul de la 14 ani și nu am putut să-l spun și am simțit că e ceva normal, am făcut greșeala de a nu spune ce mi se întâmplă și de acolo a pornit toată rădăcina procesului de cădere. A fost un lanț toxic, da. La centrul Teen Challenge te vindeci de depresie, de dependența ta, dependența de droguri, dependența de bărbați toxici. Și astăzi ai terminat programul, nu? De 9 luni, dacă bine știu. Da, am terminat programul de 9 luni, am stat în internship. Mi-am dorit foarte tare să pot să spun și să fac ceea ce fac astăzi, să pot să lucrez cu fete, să le spun care este viața în ziua de astăzi, unde duce generația. Și mi-am dorit foarte tare să îmbrățișez fete care sunt zdrobite și astăzi sunt staff la Teen Challenge. Felicitări! Mulțumesc! Sunt sigură că faci o treabă bună acolo și că le înțelegi pe fetele acestea din privire, așa cum spuneam și înainte să intrăm în platou. Da, doar reacțiile lor, doar atitudinile lor, parcă îmi vorbesc o comunicare non-verbală, pentru că ele nu au uneori puterea să se facă vulnerabile. Durează mult timp, trebuie să capete încredere și să simtă că vorbești inimă la inimă cu ele. Dar tu vei avea răbdare cu ele? Am răbdare pentru că, normal, sunt momente în care uneori nu înțelegi și tu ce se întâmplă, pentru că poate sursele care au fost bune pentru mine nu sunt bune pentru fiecare în parte, pentru că suntem diferiți, dar am relația mea cu Dumnezeu care mă ajută să pot să mă descarc la El și să cer înțelepciune de fiecare dată, dar în mare parte am răbdare pentru că vreau să aflu ce s-a întâmplat cu ea sau să-i aflu trecutul și să-i pun cât mai multe întrebări, să îmbrățișez și dacă chiar îmi vine să plâng cu ea, pot să fac și asta. Astăzi ești bine cu tine, ești bine cu familia ta, cu părinții, cu frați, surori. Elena, îți dorești o familie și crezi că meriți să fii iubită cu adevărat? Îmi doresc din toată inima o familie, pentru că văd relația directoarei mele prin care și a trecut prin momente greu de descris și are lângă ea un soț atât de iubitor. Și el este ca un tată pentru noi acolo la centru și văd că o femeie are valoare, că un bărbat poate să-i dea valoare unei femei și să o aprecieze, chiar dacă ea a trecut prin momente care au distrus-o, care i-a furat principiile și valorile. Și văd relația dintre tata și mama, 13 copii și ei au intrat în nunta de aur. Wow. Și văd că încă se țin de mână când merg pe stradă. Văd relația dintre surorile mele și soților, care pe mine mă încurajează, pentru că văd că de fiecare dată acolo este înțelegere. Și îmi doresc din toată inima și știu că Dumnezeu îmi va pregăti un băiat care să mă aprecieze și să mă iubească și să mă susțină. Și poate sunt mai multe cuvinte ce pentru mine, ceea ce Dumnezeu are pregătit. Cu siguranță, da. Elena, ești o fată foarte frumoasă, foarte înțeleaptă și puternică. Pentru că dacă nu ai fi fost puternică, astăzi nu erai aici. Și cred că ești o dovadă vie că se poate să ieși din orice relații toxice. La tine a fost mai mult decât relații toxice și te felicit pentru că ai reușit. Mulțumesc! Te îndrăgesc foarte mult și îți mulțumesc din suflet că ai ales să vii la Spune-mi Cum. Mulțumesc din inimă și eu sunt foarte mulțumitoare să pot să te întâlnesc, pentru că în perioadele de depresie te ascultam și când am văzut poveștile de viață ale oamenilor care au fost foarte distruși și atunci pot să spună despre asta ei și am văzut bine, mi-am dat seama că există speranță și sunt foarte mulțumitoare să fiu în platoul tău astăzi. Mă bucur din inimă și îți mulțumesc. Mulțumesc și eu.
Dragii mei, vă mulțumesc că și astăzi ne-ați urmărit. Povestea Elenei poate fi un mare semnal de alarmă pentru tinerele care încă mai cred în vorbe dulci și zâmbete străine, de fapt începutul multor vieți distruse. Eu sunt Antonia Fudulu, iar până data viitoare vă doresc să aveți parte de zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.